Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl nostru! Începând cu lecția aceasta, vom aborda o nouă tematică intitulată Părinții creștini și astăzi, într-o lecție introductivă, vom discuta despre responsabilitatea părinților creștini. Vrem să abordăm, din punct de vedere biblic, cum trebuie să ne achităm de datoria sfântă de tați și mame. Pentru că părinții sunt direct și profund responsabili de întreaga existență a copiilor lor. În primul rând, familia, apoi alte instituții, biserica, școala și întreaga societate trebuie să contribuie la formarea noii generații. Scriptura spune, citesc din Psalmul 78, versetele 5 la 7, următoarele. El, adică Dumnezeu, a pus o mărturie în Iacov, deci în poporul lui, a dat o lege în Israel și a poruncit părinților noștri să-și învețe nea copiii, ca să fie cunoscute de cei ce vor veni după ei, de copiii care se vor naște și care, când se vor face mari, să vorbească despre a copiilor lor, pentru că aceștia să-și pună încrederea în Dumnezeu, să nu uite lucrările lui Dumnezeu și să păzească poruncile Lui. Deci Dumnezeu a statornicit niște principii, a așezat legi, pentru ca din generație în generație părinții să se ocupe de noua generație, pentru ca în perspectivă să fie și ei părinți demni, nu doar de a prelua ștafeta organizării și administrării lucrurilor pământești, ci și a proliferării adevărului, a extinderii luminii lui Dumnezeu peste toate sufletele care se nasc în lumea aceasta. Răspunderea cuprinde diferite domenii și aspecte. În primul rând, suntem responsabili de conceperea copiilor, apoi de creșterea și educarea lor pe diferite perioade de vârste, până când ei vor deveni părinți la rândul lor. Dar și după aceea, un părinte trebuie să joace rolul de părinte până la sfârșitul vieții, chiar dacă el ajunge să fie bunic sau străbunic, bunică sau străbunică. În cartea Proverbele, capitolul 4 și apoi 31, este scris că părinții ce își înțeleg responsabilitatea se vor ocupa de copiii lor fie imediat după naștere, fie în perioada premaritală și, de ce nu, cum spuneam, toată viața. Proverbe 4, versetele 1 la 4. Ascultați, fiilor, învățătura unui tată și luați aminte ca să pricepeți, dar ca să asculte fiii trebuie să învețe tata. Căci eu vă dau sfaturi bune, nu le pădați învățătura mea. Căci când eram încă fiul la tatăl meu și fiul ginga și singur la mama mea, el mă învăța atunci și îmi zicea, păstrează bine în inima ta cuvintele mele, păzește învățăturile mele și vei trăi. Și în Proverbe 31 este scris, de la versetul 1, cuvintele împăratului Lemuel, învățătura pe care o dădea mamă sa. Vă rog să rețineți și în capitolul 4 și aici, în 31, cuvintele nu au fost scrise de părinți, ei afirmând că și-au învățat copiii, ci au fost notate de către copii, ei amintindu-și că părinții i-au învățat. Iată cum își amintea el cuvintele mamei lui. Ce să spun, fiule? Ce să spun, fiul trupului meu? Ce să spun, fiule, rodul juruinților mele? Aceste întrebări cred că implică profunzime în învățătură. Deci mama aceasta nu doar spunea cuvinte, ea se gândea, se întreba ce ar fi mai bine să-i spun fiului meu. El urmează să se căsătorească. Ce să-l învăț? Iată așadar că părinții sunt responsabili
într-o binecuvântată lucrare lăsată de Dumnezeu pentru ca să se ocupe de copiii lor. În familie, părinții, împreună cu copiii, constituie o lucrare completă, întreagă. Dacă este doar soț și soție, acolo unde nu sunt copii, rolurile doar sunt în parte îndeplinite. Evident că ei se pot ocupa de alte misiuni, dar unde avem părinți și copii, acolo se poate dărui totul în funcție de vârstă și situații. Scriptura spune în Psalmul 127 că fiii, versetul 3, partea 1, sunt o moștenire de la Domnul. Ce înseamnă aceasta? Adică ceea ce noi primim de la El. Vedeți, Dumnezeu nu se ocupă în plan direct de copiii noștri. El este în cer. El își face lucrarea prin Duhul Sfânt, prin îngeri. Dar am putea considera în această privință, așa cum scrie în Genesa, Adam, fiul lui Dumnezeu, că Adam era responsabil în continuare și fiecare tată de copiii lui prin, așa cum zicea Eva, a se ocupa de moștenirea care au primit-o de la Domnul. Eva spunea, am primit un om cu ajutorul Domnului, Genesa 4:1. O moștenire de care, cel puțin în concept evreiesc, omul era foarte responsabil și nu trebuia să o înstrăineze. Era cadoul primit din partea lui Dumnezeu. Tot aici este scris, în partea a doua versetului, că moștenirea aceasta se oferă prin însăși trupul nostru. Rodul pânteciului este o răsplată dată de el. Sunt uneori mesaj din partea Domnului sau vreun vis, ori o altă descoperire, prin care Dumnezeu spune unei familii că va primi o binecuvântare sau o moștenire, o răsplată. Uneori ca oameni poate ne-am gândit la ceva material, extern ființei noastre. Copiii însă sunt o moștenire, o răsplată, o binecuvântare în și prin trupul nostru. Asta poate duce întristare pentru că într-o primă fază o astfel de moștenire apare printr-o suferință maternă. Domnul Iisus vorbea despre asta când a zis în Ioan capitolul 16, versetul 21 și cum știți asta datează de la Eva. Femeia când este în durerile nașterii se întristează pentru că i-a sosit ceasul. Dar după ce a născut pruncul, nu-și mai aduce aminte de suferință, de bucurie că s-a născut un om pe lume. O moștenire, un rod al trupului. După aceea, el poate să aducă multă bucurie. Sunt situații când aduce și tristețe. Dar asta se datorează păcatului și diavolului, stricăciunii care este în lume. Dar Dumnezeu a intenționat copiii noștri să fie o moștenire care să ne aducă bucurie și împlinire, cum zicea și Ioan în cea de-a treia epistolă a sa, capitolul 1, versetul 4. Eu n-am mai mare bucurie, deci asta este culmea, am spune, decât să aud despre copiii mei că umblă în adevăr. Deci a primi copiii de la Domnul și ai vedea că îl cunosc pe Domnul, că umblă în adevăr, cum scrie aici, constituie cea mai mare fericire pe care poate să o aibă un om. Pentru că averea sau alte bunuri în folosință pământești sunt vremelnice. Pe când viața este superioară materiei, un copil este o viață destinată să trăiască veșnic.
Să înțelegem așadar cum lucrează Dumnezeu și felul lui de a rândui lucrurile. Ce sunt copiii? O moștenire. Trupul nostru este din pământ. Copiii sunt și ei din pământ, la urma urmei. Deci este moștenirea noastră primară de pământ pe care am primit-o. Nouă ne este dată, în general, și o bucată de pământ unde să locuim. Dar prima moștenire este trupul de carne oferit părinților ca suport al vieții, de care ei trebuie să se ocupe și fapt pentru care și lucrare pentru care Dumnezeu vrea să dea bucurie. Asta a intenționat Dumnezeu de la început, pentru că în Cartea Genesei este scris, capitolul 1, versetul 27 și 28, astfel. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis: creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ. Deci, vedeți, dreptul omului de a folosi pământul implică și acceptarea și lucrarea la prima moștenire. Prima moștenire sunt copiii, a doua moștenire este o proprietate pe pământ. Dumnezeu binecuvintează mai întâi trupurile noastre ca să fie viață. Dumnezeu a luat pe om, scrie aici în Genesa 2, și dintr-o bucată de pământ a modelat un om, i-a suflat în nări suflare de viață și omul a devenit un suflet viu, apoi l-a pus într-o grădină. De aceea să înțeleagă orice părinte felul cum a gândit și a structurat Dumnezeu lucrurile. Revenind la Psalm 128, pe care îl vom citi în întregime, sesizăm că, așa cum am citit și din Genesa, a avea copii este o binecuvântare, pentru că Dumnezeu, în dragostea sa, ca un har, ne-a creat cu dreptul de a procrea, cu puterea de a naște. O binecuvântare care implică ascultare. Și după ce ascultăm, din nou vine peste noi binecuvântare. Repet, este un ciclu care se inversează. Binecuvântare, ascultare, ascultare, binecuvântare. Dumnezeu ne binecuvintează prin a avea copii, dar noi nu-i vom avea numai dacă ascultăm de El. Dacă ascultăm de El, vom fi binecuvântați. Iată acest adevăr reliefat prin cele scrise în Psalmul 128. Ferice de oricine se teme de Domnul și umblă pe căile Lui. Căci atunci te bucuri de lucrul mâinilor tale, ești fericit și îți merge bine. Nevasta ta este ca o viță roditoare înăuntru casei tale, copiii tăi stau ca niște lăstari de măslin împrejurul mesei tale. Așa este binecuvântat omul care se teme de Domnul. Deci iată că aici, spre deosebire de ce am citit în Genesa, aici ascultarea e pusă în față și dacă ascultăm urmează binecuvântarea. Pe când în Genesa, întâi a binecuvântat și urmau să asculte. Așa cum scrie și în Deuteronom, de altfel. Iată binecuvântările ce vor veni peste tine dacă vei asculta. Dar a asculta, a-L cunoaște pe Domnul, este în primul rând o binecuvântare. Se insistă asupra acestei idei a binecuvântării de la urmă. Versetul 5 și 6. Să te binecuvinteze Domnul din Sion, să vezi fericirea Ierusalimului în toate zilele vieții tale și să vezi pe copiii copiilor tăi pacea să fie peste Israel. Domnul să binecuvinteze părinți și copii. Să înțeleagă părinții că a avea copii este o binecuvântare. Și dacă ascultă, vor fi binecuvântați ei și generațiile care vin. Privind la familie, tot aici în Psalmi, la copii, ei sunt priviți ca o podoabă, scrie în Psalmul 144, versetul 12,
Fiii noștri sunt ca niște odrasle care cresc în tinerețea lor. Fetele noastre sunt ca niște stâlpi săpați frumos, care fac podoaba caselor împărătești. În mod special pentru un împărat a fi lipsit de urmași era o catastrofă. N-avea la cine da tronul. Dar noi predăm ștafeta sfântă. Noi suntem chemați la o împărăție veșnică. Deci iată că fie băieți, fie fete, odraslele, sunt o podoabă. Înfrumusețează casa. Altfel se stinge neamul. Dar tot aici în psalm, scrie în psalmul 127, versetul 4, ca săgețile în mâna unui războinic, așa sunt fiii făcuți la tinereți. Săgețile surprind un alt aspect, cel al războiului, al luptei. Ei au și rolul de a ne apăra sau de a ne întări în confruntările ce le presupune viața și luptele spirituale. Pentru că o familie are satisfacții și împliniri reciproce. Copiii sunt podoaba noastră, dar și săgețile noastre. Zicea înțeleptul în Proverbe, capitolul 17, versetul 6, vorbind despre împlinirea reciprocă, părinți, copii, copii, părinți, copiii copiilor sunt cununa bătrânilor. Bunicii se laudă cu nepoții. Dar și invers este valabil. Și părinții sunt slava copiilor lor. Copiii, dacă au părinți demni, se vor lăuda cu ei. Va fi o cinste pentru ei și se va spune este fiul lui cutare. Și respectivul fiind cineva, dintr-o dată copilul are o onoare. Deci bunicii, înainte de a se stinge din viață, văd că au cunună prin faptul că li se păstrează sămânța vie pe pământ. Ei trăiesc prin urmașii lor, iar copiii se văd fericiți dacă părinții lor sunt demni. Pentru că, așa cum scrie tot aici în 16:31, perii albi sunt o cunună de cinste dacă cei în cauză sunt pe calea neprihănirii. Însă, atenție, dacă noi suntem legați mult de copii, copiii de noi, nu cumva acest atașament și pasiune pentru familia noastră să se transforme într-un protecționist arogant, adică pentru ai noștri să facem totul și de alții să uităm totalmente. Noi suntem datori întâi față de cei din casa noastră. Dar există atât de clară poruncă să-i privim cu respect și cu dragoste și pe vecinii noștri, pe ceilalți din adunare și din societate. Euul nostru este protejat și în condițiile unui om firesc. Familia este un al doilea eu, este o prelungire a euului nostru. Dar asta, în cazul unui om duhovnicesc, nu va face ca cei din jur să fie nedreptățiți și să uităm ceea ce spunea și Domnul Iisus, citesc din Evanghelia după Marcu, capitolul 12, când a fost întrebat despre conținutul legii vechi testamentale. El spunea, versetele 29 la 31, cea din tâi poruncă este aceasta: ascultă, Israele, Domnul Dumnezeu nostru este un singur Domn. Și să iubești pe Domnul Dumnezeu tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta, iată porunca din tâi. Asta se situează deasupra relației de familie. Să iubești pe Dumnezeu mai mult decât pe tine însuți. În sensul de a da lui Dumnezeu dreptul să decidă de a-L asculta. Iar a doua este următoarea, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Nu este altă poruncă mai mare decât acestea. Poruncă foarte importantă pentru evrei, care țineau mult la seminția lor, la neamul lor și ajunseseră să-i disprețuiască pe alții. Deci, noi ne vom ocupa în lecțiile acestea de datoria noastră familială,
vom fi fericiți dacă avem motive de împlinire în familie, dar să nu uităm nici de alții. De altfel, biserica este o familie mai mare în care toți trebuie să slujim Domnului cu toată inima. Dar în cadrul familiei, părinții sunt mai mult datori decât copiii. Iată ce spunea Apostolul Pavel, 2 Corinteni, capitolul 12, versetul 14, unde el vorbește despre lucrarea spirituală, dar dă ca exemplu cazul natural al familiei. 2 Corinteni 12 cu 14, partea a doua. Ce-i drept? Nu copiii sunt datori să agonisească pentru părinții lor, nu copiii aduc pâinea cea toate zilele, ci părinții, ci părinții pentru copiii lor. Este ceva natural lăsat de Dumnezeu în noi. Asta nu înseamnă că părinții sunt datori până la 90 de ani să dea pâine la copiii care între timp au ajuns și ei de 50 de ani. Biblia spune și altceva. De exemplu, în 1 Timotei, capitolul 5, zice în versetele 4 și 8, dacă o văd oare copii sau nepoți de la copii, aceștia să se deprindă, să fie vlavioși întâi față de cei din casa lor și să răsplătească ostenelile părinților. Deci, în vremea când părinții au fost datori, s-au ostenit. Acum, dacă părinții au ajuns bătrâni în incapacitatea de muncă, să îi îngrijească, căci lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu. Și versetul 8 notează, dacă nu poartă cineva grijă de ai lui, asta mai întâi părinții pentru copii, dar apoi și copiii când părinții nu vor mai putea, și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. Dacă și frații mai mari sunt datori să îngrijească de cei mai mici, cu atât mai mult părinții. Ca și în cazul acela când o fetiță ducea în spate un băiețel ce era mai mic ca ea cu un an, dar era mai zdravănă. Și cineva i-a zis, da, lasă-l jos, că e prea greu. Și ea a răspuns cu un simțământ copilăresc, dar fratern. Ba, nu, că e fratele meu. Părinții cu atât mai mult. O mamă își poartă copilul în brațe până la epuizare. Și poate un tată muncește până la maximum de efort. O datorie de care Dumnezeu să ne ajute să ne achităm cu bine. Vreau să înțelegem că viața copiilor depinde foarte mult de părinți. Asta se aude întâi și mai bine părinții. Este o responsabilitate față de Dumnezeu și față de umanitate. Dumnezeu este părintele în fața care răspundem cu toții, dar răspundem și de felul în care ne ocupăm de copiii noștri. Însă, gândind la Dumnezeu, să știm că El ne poate instrui și ajuta ca părinți. Iată o imagine interesantă în cartea 2 Samuel, capitolul 7, unde Dumnezeu se pune pe sine în postura de părinte. Și se prezintă în felul cum se poartă El cu copiii. De la Dumnezeu avem de învățat foarte mult. 2 Samuel 7, versetele 14 și 15. Eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu. Dacă va face răul, îl voi pedepsi cu noia omenească și cu lovituri omenești. Dar vă rog să rețineți, după ce își joacă rolul de tată, de părinte, s-ar putea copilul să facă răul. Va trece la disciplină. Dar harul meu nu se va depărta de la el cum l-a depărtat de la Saul pe care l-am îndepărtat dinaintea ta. Deci un părinte e dator să învețe. Are dreptul să disciplineze. Dar să știe că toată viața trebuie să aibă har pentru copiii săi. Mi-amintesc de un mesaj ce a fost aici în biserică în care Domnul spunea părinților, dacă voi nu vă rugați pentru ei și voi nu depuneți efort, cine să o facă? Deci de la un părinte se așteaptă har toată viața. Știți că și fiul risipitor s-a bucurat de harul și numai tatăl l-a putut oferi. Fratele mai mare n-a înțeles gestul părintelui. Această atitudine vine de la Dumnezeu. De asemenea, putem învăța de la familii credincioase, din Scriptură, din generația noastră. Cel puțin la primii copii nimeni n-are experiență. Și amintesc unii
dacă au avut frați în familie sau dacă au umblat în alte familii, dar dintr-o postură exterioară nu este aceeași lucrare ca și când ești tu în situația de a fi părinte. Însă totuși, unii credincioși din Biblie sunt un model de la care trebuie să învățăm. Avram este un tată pe care Dumnezeu îl laudă. Iată ce scrie în Genesa, capitolul 18, versetul 19, căci eu îl cunosc, sunt cuvintele Domnului, și știu care să poruncească fiilor lui și casei lui după el să țină calea Domnului, făcând ce este drept și bine, pentru ca astfel Domnul să împlinească față de Avram ce i-a făgăduit. Acolo era o situație specială. Totul se derula prin urmași. Dar de aici putem să luăm imaginea unui bărbat pe care Dumnezeu l-a văzut că are capacitatea, înțelepciunea și dragostea sau ce alte atribute ar mai intra aici, să se ocupe de copiii lui în așa fel încât să poată păstra credința. În această ordine de idei trebuie să înțelegem că și părinții sunt responsabili nu doar în fața lui Dumnezeu, de la care pot lua un model, nu doar în fața părinților noștri, suntem responsabili și în fața copiilor noștri. Copiii când vor crește mare pot să aprecieze felul în care am crescut și să spună: tată, mamă, îți mulțumesc, m-ai îngrijit, m-ai dat la școală, m-ai învățat o meserie. Sau din nefericire copiii să spună: eu am fost mic, ce am priceput, v-ați bătut joc de copilăria mea, n-aș ști ce să faceți cu mine, dacă v-ați fi comportat altfel cu mine, poate aș fi avut o altă șansă în viață. Într-o asemenea postură, părintele ce poate să spună? Dacă și-a făcut datoria, fie că e recunoscută, fie că nu, are o împlinire interioară. Dar dacă se simte vinovat că nu și-a jucat rolul de părinte, este efectiv vinovat chiar în fața propriului său copil. Mi-am amintit undeva de un caz în care un copil a fost condamnat la moarte prin spânzurătoare pentru că a ajuns comit delicte din ce în ce mai grave. Și ca ultimă dorință, el a cerut să meargă să îmbrățișeze pe mama lui, care era de față la momentul execuției. S-a apropiat de ea și a mușcat-o de nas. Și a zis: când am fost mic și am venit acasă cu lucruri furate, a zis că ai băiat isteț. M-ai lăsat să mă formez într-un mod păcătos. Eu mor, dar să rămâi și tu cu un semn, să știe toți că ai fost mama aceea care n-ai știut să te ocupi de copii. Ce diferență între o asemenea situație tragică și o alta. De exemplu, când un copil, cu ocazia unei premieri, s-a dus în mulțime, a căutat pe mama lui și a înmânat diploma, spunându-i: o meriți mai mult decât mine. M-ai învățat nu doar reguli morale, m-ai ajutat și la școală, mi-ai dat timp să învăț, m-ai depus eforturi multiple pentru mine. Într-o asemenea ipostază, cred că este femeia aceea virtuoasă din Proverbe 31, despre care scrie în versetele 28 și 31 astfel: fie ei se scoală și o numesc fericită, bărbatul ei se scoală și îi aduce laude zicând. Dar iată când nu doar partenerul de viață, ci și generația următoare poate să spună: tata și mama a făcut ceva pentru mine. Și efectiv sunt fericiți prin activitatea lor. Răsplătiți-o cu rodul muncii ei și faptele ei s-o laude la porțile cetății. Sau dacă nu, s-o critici în interiorul casei. Dragii mei, copiii sunt un bun spiritual pe care l-am primit de la Dumnezeu, dar de care nu ne putem achita în privința responsabilității decât dacă învățăm arta războiului. Copiii sunt săgeți, dar săgețile cer un arc, dibăcie. De aceea nu este ușor. Copiii sunt diferiți. Unii sunt maleabili, ascultători. Au și situații despre unii copii
care ascultă. Însă auzim și situații despre copii care sunt foarte impulsivi, foarte dificili, îndărătnici. Și nu este la fel să lucrezi cu unii sau cu alții. În Psalmul 127, versetele 4 și 5, scrie: ca săgețile în mâna unui războinic, așa sunt fiii făcuți la tinerețe. Deci, un părinte trebuie să fie un om deprins la luptă, la strategie. Ferice de omul care își umple tolba de săgeți cu ei, căci nu vor rămâne de rușine când vor vorbi cu vrăjmașilor la poartă. Deci, vrăjmași sunt, probleme apar. Apostolul Pavel vorbește despre necazuri la nivel de familie. Și toate astea presupun multă dibăcie, efort, pricepere. Iată ce spune și Noul Testament, 1 Timotei, capitolul 2, versetul 15. Și asta știu toți familiștii. Nu este o noutate, dimpotrivă, o certitudine din care trebuie să învățăm și să știm cum să luptăm. Totuși, vorbește despre femeia aici, ea va fi mântuită prin naștere de fii. Și în continuare apare efortul, lupta. Dacă stăruiesc, ce înseamnă stărui? A insista. Și chiar că în familie cu copiii trebuie multă stăruință. Trebuie să stărui să-l înveți să mănânce, să stărui să-l înveți să meargă, să stărui să-l înveți să vorbească frumos și toate, toate până nu mai poți. Dacă stăruiesc cu smerenie în credință, dragoste, sfințenie. Deci este o viață de luptă sau de stăruință? Oricum ai lua-o, presupune efort. Aici aș da ca exemplu experiențele pe care le cunoașteți din lumea animală. Știți că și părinții, ne gândim de la păsărele, hai să ne imaginăm un pinguin care stă pe gheață, până când își va vedea pui în stare să se întrețină. Sau un vultur, se spune că au pui foarte leneși și trudește până îl face vultur. Sau alte și alte vietăți, un cangur, într-o perioadă ca marsupial își crește fătul într-un fel, apoi într-un alt mod, până când îl pune pe picioarele lui. Evident că noi avem un efort pe măsura noastră umană, mult mai vast, mai intens decât al animalelor. Este un efort pentru toți, pentru tată, mamă, de care nu se scapă, n-ai cum. Este lăsat de Dumnezeu. Este o responsabilitate înscrisă în Biblie și în natura noastră paternă. Deci lecțiile acestea privesc ceva ce în mod natural este lăsat în noi, dar trebuie performat. Trebuie să luptăm, cum zicea apostolul, după rânduiel, ca să avem izbândă. Săgețile ne cer o strategie de război corespunzătoare. Pentru că responsabilitatea privește două vieți, viața de aici și viața viitoare. În general, societatea se ocupă de copiilor pentru viața de aici. Noi vrem copiii noștri să aibă și viața veșnică. Și iată rolul evlaviei folositoare în orice privință, are făcădința vieții de acum și a cele viitoare. Un părinte credincios este dator să muncească pentru copilul lui. Zice în Proverbe 19 cu 14, casa și averea le moștenim de la părinți. Ce înseamnă asta? Că părinții sunt în stare să dea copiilor tot ce au acumulat ei mai bun și mai mult. Casa și averea. Atunci nu erau mașini. Pentru copii. Dar mai mult decât atât, zice tot în Proverbe 22 cu 6, învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze. Și când va îmbătrâni, asta înseamnă că pe vremea aceea părinții nu vor mai fi, le rămâne și casa și averea, nu se va abate de la ea, deci să rămână și cu o moștenire spirituală. Și nimeni nu va putea să se scuze că el a fost prea preocupat cu un domeniu și de aceea n-a avut timp pentru celălalt. Este o greșeală și omul nu se poate disculpa înaintea lui Dumnezeu și, cum spuneam, nici în fața copiilor.
spune, eu n-am avut timp să mă ocup de copii, că a trebuit să muncesc din zor până în noapte. Trebuie să împletim cele două activități, materială și spirituală, și astfel să pregătim copiii noștri, repet, pentru viața de aici și viața viitoare. Sigur că o mamă va trebui să mai lase din lucruri, nu o să fie toate aranjate ca atunci când era ea fată în camera ei. O să le mai mute copiii de la locurile lor. Dar ea se va trudi, ca și fetița aceea mică, ce acum trebuie învățată cum să umble, pe când va fi mare, să aibă și ea o cameră frumoasă. Dar până atunci, mama va șterge mult, probabil se va termina o rând de mobilă, va trebui zugrăvit de multe ori. Deci este necesar și să zugrăvim, dar e necesar să le albim și sufletele. E necesar să le faceți mâncare și să-i alăptați, dar este indispensabil să le oferiți și pâinea vieții. De aceea aici cerem ajutorul și altora care poate n-au copii mici, cărora Domnul nu le-a dat copii, sau bunicilor care mai pot, să intervină toți și să luptăm și să lucrăm la acest țel înțelept. Zice și Pavel către Timotei în a doua epistolă, capitolul 3, versetul 15, reamintindu-i despre vremea copilăriei lui. Din pruncie cunosc Sfintele Scripturi, care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire. Deci iată, când s-au gândit părinții lui Timotei la mântuirea copilului? În vremea primilor ani. Toată viața este o grijă și un părinte rămâne părinte, sau vorba din popor, mama e mamă, nu-i femeie. Adică ea avea o responsabilitate specială pentru copiii ei. Domnul să vă ajute să vă achitați din plin de lucrarea aceasta. Formarea copiilor necesită învățătură, adică a le arăta ceea ce trebuie. Copilul se naște fără să știe, dar și mustrare, adică disciplinare, a le arăta ce este eronat, unde au greșit, pentru că înclinația naturii umane este spre rău. De aceea zice înțeleptul în Proverbe 6 cu 24, 23, căci sfatul este o candelă. Deci în mintea copilului este întuneric, el nu știe. Trebuie să-i aprinzi lumina, să-i arăți ce trebuie, încotro să meargă. Învățătura este o lumină, iar îndemnul și mustrarea sunt calea vieții. Dacă se abate de la traiectoria arătată, el trebuie corijat. Proverbele se ocupă în mai multe sfaturi de această lucrare, de exemplu în 13 cu 24 este scris: cine cruță nu iaua, urăște pe fiul său, dar cine îl iubește, îl pedepsește îndată. Ce înseamnă asta? Că pe acel părinte îl interesează unde a greșit copilul și nu îl pedepsește de dragul pedepsei, nici măcar de dragul disciplinei, ci de dragul copilului. Îi arată îndată. Adică până probabil și conștiința copilului a scânteiat undeva că a greșit, atunci și părintele îl ajută să-i mărească lumina conștiinței și să le duce, uite, acolo ai greșit, asta nu este bine. Asta va aduce urmări mai grave. De aceea se spune părintele, dacă eu voi recurge la o formă de pedeapsă pentru tine, voi face să te scutezi de o pedeapsă mai mare ce o poate aduce rău și păcatul dacă se extinde în viața ta. Și tot în Proverbe scrie în 29 cu 15, nu iau și certarea dau înțelepciunea, dar copilul lăsat de capul lui face rușine mamei sale. Deci un copil lăsat în înclinațiile sale naturale nu poate merge decât greșit, pentru că este carne păcătoasă. De aceea trebuie luminat și îndreptat. Am discutat mai multe aspecte răsfirate oarecum, pentru că a fost o lecție introductivă. În încheiere, aș vrea să rețineți că fiecare copil este o carte
la care tata și mama sunt coautori. Dacă Dumnezeu ne-a dat 8 copii, se poate spune că am scris împreună cu soția 8 cărți. Prima carte se numește Ancuța Rut, a doua după numele băiatului și până la ultimul. La o carte scriem de 20 de ani, la cealaltă numai de 12. Trebuie să înțelegem că responsabilitatea de părinte înseamnă să faci ceea ce trebuie, nu ceea ce vrei tu, nu ceea ce vrea copilul, ci ceea ce spune Biblia și Dumnezeu, care este bunul și marele părinte. Asta se evidențiază foarte clar în Deuteronom, capitolul 4, versetul 39 și 40. Să știi dar în ziua aceasta și puneți inima că numai Domnul este Dumnezeu sus în cerul și jos pe pământ și că nu este alt Dumnezeu afară de El. Păzește dar legile și poruncile Lui pe care ți le dau azi, ca să fii fericit tu. Și s-ar putea și eu să am o altă inclinație. Eu trebuie să țin cont de Dumnezeu eu și copiii tăi care sunt după tine, ca să ai zile multe în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău pe vegie. Deci, atunci ne-am achitat de responsabilitatea de părinți când am făcut ce trebuie. Nu ce am vrut eu, nu doar ceea ce mi-a plăcut mie, unde în unele domenii am fost mai pasionat și în altele mai neglijent și cu atât mai puțin nu ceea ce au vrut copiii, că ei nu știu. Aici se potrivește următoarea imagine. Într-o sală cânta un om la pian. După ce a sfârșit, cei din sală aplaudat. Prietenii au venit lângă el și era puțin crispat. Se uita într-o parte. Și un prieten a drăzit și a spus, tu nu te bucuri de momentele astea, toți te aplaudă. Acolo e maestru. Eu l-am citit, el nu-i mulțumit într totul de felul cum a cântat. Părinții trebuie să se uite la Dumnezeu. Dacă Dumnezeu e mulțumit de felul cum ți-ai crescut copiii, atunci poți să te bucuri. Dacă nu, fă tot ce se poți, câtă vreme se poate. Maestru trebuie să fie mulțumit. Și în ultimul rând vreau să înțelegem că nașterea și creșterea copiilor ne va forma în paralel și pe noi și pe ei. Noi încă nu suntem desăvârșiți. Când doi tineri căsătoriți ajung părinți, dacă i-ai întrebat pe părinții lor, vor spune, dar nici noi n-am terminat încă educația lor, încă nu sunt desăvârșiți. Lasă că vor continua după aia. Ceva de genul, cine n-a făcut școală destul la vremea lui, o să înveți împreună cu copiii lui în continuare. Și în plan spiritual, cel puțin, avem de învățat. Așa se face că cei ce au copii îl înțeleg mai bine pe Dumnezeu. Dumnezeu i-a dat lui Avram în sfârșit pe Isaac și l-a dus, scrie în Genesa 22, pe muntele Moria, ca să-l înțeleagă mai bine pe Dumnezeu, în gestul său de dăruire a fiului său. Părinții înțeleg mai bine pe Dumnezeu, se formează în timp ce sunt părinți. O probă mai grea a dat Dumnezeu prorocului Osea, cu o nevastă imorală, cu niște copii care portau niște nume ce evidențiau caracterul și atitudinea poporului Dumnezeu față de Tatăl. N-ascultau și Dumnezeu a zis despre ei, nu-i poporul meu, nu mă îndor de ei. Și Osea a trebuit să joace mai departe rolul de soț și de părinte. Și apoi vine Dumnezeu cu har și spune, iarăși mă voi îndura de ei. Și astfel se vor forma și unii și alții. Așa că în adunare e valabilă situația aceea când, așa ca mine acum, cineva vorbea despre familie, despre o mămică care nu-și face întotdeauna datoria și o fetiță s-a plecat spre ea și a zis, mami, de tine vorbește. Dar tot așa, un tată a zis către fiul lui, Ionele, să știi că astăzi o să te strige predicatorul.
Și o sta băiatul atent, n-a auzit niciodată expresia, un apelativ sau numele său pomenit. Și-a zis, tată, nu m-a strigat. Cum nu ți-a strigat, măi? Când a zis că unii copii n-ascultă de părinți, mama îi trimite într-o parte, ei se facă în aud, ori se duc în alta. Nu cu tine a vorbit, măi. Nu despre tine era vorba. Deci despre noi este vorba. Părinți, în primul rând, și copii. Să ne ajute Domnul să ajungem la desăvârșire. Familia nu este un scop în sine. În rai nu o să mai fie familia Anca, familia Bupte, familia Zdrămțan și așa mai departe. Scopul familiei este desăvârșirea noastră a tuturor. Să ajungem mântuiți și desăvârșiți. Doamne, ajută-ne, amin.